Partidul Șor afirmă că știe cum să adune mai mulți bani în bugetul de stat în doar jumătate de an. Formațiunea a elaborat și un plan cu acțiuni economice în acest sens. Astfel, partidul propune să fie construite întreprinderi de stat în toată țara și să fie instituit un monopol pe importul de produse petroliere, alcool și țigări. Totodată, reprezentanții acestuia dau asigurări că vor avea posibilitatea să garanteze un venit minim de 3000 de lei și să majoreze pensiile. Formațiunea mai promite medicamente gratuite pentru pensionari și indemnizații pentru moldovenii care lucrează peste hotare și decid să revină acasă. Partidul Șor își mai propune să extinde programul Capital Matern în toată țara. Acum proiectul se desfășoară doar la Orhei, unde la nașterea primului copil se oferă o indemnizație unică de 7.000 de lei, iar pentru următorii câte 10.000 de lei.